Masajul suedez, cunoscut și sub denumirea de masaj somatic sau de relaxare, este considerat una dintre cele mai vechi terapii, fiind constituit dintr-o prelucrare metodică normală a părților moi ale organismului în scop fiziologic sau curativ profilactic. În general, mișcările trebuie efectuate în direcția inimii, urmărind circulația limfei înspre ganglionii limfatici. Mișcările sunt lungi, constante și executate în linie dreaptă, presupunând menținerea contactului cu pacientul. Variațiile sale includ utilizarea antebrațului sau a articulațiilor degetelor și unei viteze sau presiuni diferite. Ca tehnică se execută mișcarea cu fața palmară dorsală a mâinii, cu degetele apropiate sau răsfirate, utilizându-se ambele mâini deodată sau alternativ, adaptând relieful palmei reliefului regiunii de masat. Fricțiunea urmărește stimularea straturilor profunde de țesut prin aplicarea unei presiuni moderate sau mai puternice. Frământatul sau petrisajul este un termen general ce desemnează diferitele mișcări efectuate cu presiune medie sau mai puternică asupra mușchilor profunzi. Tehnicile de petrisaj au în comun o mișcare ritmică, alternativă de înainte-înapoi. Petrisajul implică prinderea mușchiului, izolarea lui prin ridicare și stoarcerea acestuia prin comprimare. Cea mai frecventă tehnică de petrisaj este frământarea. Tapotament sau baterea este o tehnică de masaj care implică mișcări rapide și ritmice ale mâinilor. Se aplică lovituri alternative, ritmice cu încheietura relaxată a mâinii. Vibrațiile, tremurături, trepidații este manevra fundamentală aplicată către sfârșitul unei ședințe de masaj datorită efectelor de calmare și relaxare. Compresia este o mișcare de apăsare care utilizează diferite niveluri de presiune de la foarte ușor la profund și este aplicată cu ajutorul cotului, palmelor, degetelor, articulațiilor degetelor, genunchilor, tălpilor, etc. pentru a exercita presiune imobilă asupra diferitelor părți ale corpului. Masajul anticelulitic reprezintă unul dintre cele mai de temut dușmane ai celulitei. Rezultatele, în funcție de tipul de celulită, se observă rapid, chiar după primele ședințe. Acest masaj vizează zonele afectate, cum ar fi coapse, abdomen, fese, brațe. Trebuie reținut faptul că vânătăile nu vin la pachet cu masajul anticelulitic. De preferat este ca intensitatea primei ședințe să fie mai mică, dând astfel posibilitatea persoanei să se obișnuiască cu manevrele specifice. Beneficiile masajului anticelulitic stimulează și îmbunătățește circulația, elimină celulita, reduce țesutul adipos, ajută la creșterea elasticității pielii. Pentru rezultate optime, se recomandă 3 ședințe pe săptămână până la obținerea rezultatelor dorite și o dată pe săptămână pentru menținerea lor. Masajul abdominal este un masaj terapeutic, cât și un masaj estetic, sau amândouă în același timp. Masajul abdominal are numeroase beneficii, precum ușurarea digestiei, o bună funcționare a splinei, ficatului, bilei, intestinului, stomacului, precum și îmbunătățirea calității pielii, slăbire, remodelare. Prin acest masaj se îmbunătățește digestia, absorția și tranzitul intestinal, prevenindu-se constipația și ulcerul gastric. Este și o metodă eficientă pentru slăbire în zona abdomenului, având în vedere că îmbunătățește circulația sângelui în această zonă. Masajul acestei zone se efectuează întotdeauna în sensul acelor de ceasornic, al mișcării perisaltice, de digeste, evacuare. Nu se aplică niciodată imediat după masă, se așteaptă cel puțin o oră după ultima masă. Pe lângă stimularea internă, vom lucra și asupra stratului superficial de grăsime, care uneori este asociat cu celulita. Acest tip de masaj are numeroase efecte, anticelulitic, trenant, tonic, energizant și detoxifiant. Masajul facial este un mod plăcut de a contracara efectele oboselii, stresului și îmbătrânirii. Efectul acestui masaj sunt imediate, redând vitalitatea și luminozitatea feței. Beneficiile masajului facial: încetinirea procesului de îmbătrânire, tonifierea mușchilor faciali, ameliorarea aspectului pielii, stimularea circulației. Reflexologia este o tehnică de masaj al punctelor reflexogene ale organismului situate pe suprafața corpului la distanță față de organele pe care le reprezintă. Fiecare organ își are o zonă de proiecție la nivelul picioarelor, mâinilor, limbii, urechii, ochiului, etc. Reflexoterapia vizând restabilitatea echilibrului energetic al tuturor organelor. Masajul se execută cu policele, degetul mare de la mână sau cu articulațiile interfalangiene, fără a avea obiecte metalice pe mâini și fără a folosi obiecte intermediare. Masajul cu bețe de bambus. Acest masaj revoluționar este de 2 ori mai eficient decât masajul tradițional anticelulitic. Tonifiază musculatura, ridică fesele, redă elasticitate pielii, stimulează sistemul limfatic și îmbunătățește circulația sangvină. Acest tip de masaj este recomandat și bărbaților, în special sportivilor, datorită simulării musculaturii. Bambusul reprezintă pentru asiatici o plantă excepțională ce stimulează fericirea, sănătatea, liniștea și alinarea. Masajul cu bambus este mai profund decât un masaj tradițional și se realizează cu
ajutorul tijelor de bambus de diferite dimensiuni. Masajul cu bețe de bambus se realizează astfel. Se unge cu ulei zona ce trebuie masată, apoi cu ajutorul bățului de bambus se aplică o tehnică diferită de celelalte folosite în masaj, și anume mișcări de rotire, alunecare realizate din încheietura mâinii. Terapeutul realizează și mișcări de presiune care relaxează mușchii și tonifică țesuturile pielii. Prin mișcările rulate, suprafața este drenată, iar toxinele sunt eliminate. Masajul cu bețe de bambus se poate aplica pe tot corpul, ori pe anumite segmente ale corpului. Masajul terapeutic face parte din procedurile de recuperare medicală, fiind unul dintre cele mai eficiente tratamente în cazul multor afecțiuni. Masajul terapeutic este indicat în coxartroză, spondiloză, gonartroză, contracturi musculare, cifoză, întinderi musculare, hernie de disc, dureri articulare, dureri de spate, etc. Beneficiile masajului terapeutic: stimulează circulația sângelui, efect antialgic. Stimulează secreția de lichid sinovial intraarticular în funcție de manevre, poate fi decontracturant, tonifiant, miorelaxant.